Orele de educație fizică și sport vor fi de acum înainte mult mai interactive. Acest lucru se întâmplă datorită unui proiect inedit, Kinder Joy of Moving. Un bidon de dezinfectant. Și aici ce este? Dispenserul. 20 de școli din Drobeta, Turnu Severin și mediul rural din Mehedinți au primit echipamente sportive care vor facilita derularea orelor. Este vorba despre echipamente pentru micii școlari din ciclul primar. Proiectul se va desfășura pe baza unei metodologii. Fiecare școală participantă a primit un săculeț cu diverse produse, mingi, sac de mingi, pompă, scară pentru agilitate, conuri, copete, inele de gimnastică, un kit cu articole sanitare, măști, dezinfectanți, pulverizator și dezinfectant de mâini, broșura cu metodologia de desfășurare a acestui proiect, tricouri, fluiere și cronometre pentru cadrele didactice și cam atât pentru debut. Acest proiect este posibil datorită implicării ONG-urilor, căci elevii de astăzi sunt viitorul de mâine. În baza proiectului Kinder Joy of Moving, astăzi s-au primit la Drobeta, Turnu Severin un număr de 20 de materiale sportive, dezinfectant, măști pentru 20 de școli, 10 din orașul Drobeta, Turnu Severin, 10 din județ. Sunt materiale sportive pe lângă mingi, din burete, conuri, copete, cerculețe, scară de coordonare, să le folosească cei 20 de colegi de educație fizică cu mult drag la clasele primare. Acest proiect este pentru clasele primare, 0-4. După ce au primit aceste materiale, colegii, săptămâna următoare o să urmeze la o oră de educație fizică să le folosească la clasele încă o dată primare, 0-4, indiferent de clasă. Noi ne bucurăm pentru acest proiect. Aș dori ca și inspector de educație fizică la toate școlile din județul Mehedinți să se deruleze un astfel de proiect, să primească aceste materiale și mult mai multe materiale, mai ales în mediul rural, unde condițiile sunt, eu știu, nu sunt aceleași ca și în oraș. Nu au bani pentru materiale sportive și își desfășoară ora de educație fizică așa cum pot. Joy of Moving este un program deosebit pentru învățământul mehedințean și în general, prin care se acordă copiilor diferite seturi de sport atât de necesare lor. Totodată, sportul prin și joc este o metodă care le dezvoltă inclusiv inteligența, mișcarea și tot ceea ce ține de dezvoltarea lor socio-emoțională și fizică. Salut inițiativa privată. Acesta este un lucru foarte bun pentru învățământ și pentru sport în general, deoarece finanțarea se poate suplimenta și se poate adăuga la finanțarea care o asigură Ministerul, finanțarea adusă de către aceste ONG-uri și aceste programe. Cadrele didactice spun că era cu adevărat nevoie de aceste echipamente pentru ca orele să se desfășoare în condiții optime. Am primit câteva materiale în cadrul proiectului Kinder Joy of Moving. Suntem bucuroși că am putut fi selectați în acest proiect pentru clasele 1-4 din mediul rural. Orice materiale sunt binevenite pentru copii, pentru că ne ajută să ne desfășurăm activitatea în condiții cât mai optime. Copiii sunt dorniți după această perioadă destul de dificilă pentru noi, sunt dorniți să facă mișcare, iar noi vom ajuta tot timpul, pentru că asta este menirea noastră ca și profesori de educație fizică. Câteva zile, materialele vor ajunge la elevi.